Uite, domnul, nu? Nu cred că mai vine un reprezentant al presei din Botoșani sau din Iași. Cei care sunt, sunt bineveniți și mă bucur că ne întâlnim la prima noastră conferință de presă după alegerile din 22 octombrie 2017, atunci când cei 315 delegați din comunele, orașele și municipiile județului Vaslui au ales conducerea Partidului Mișcarea Populară a filialei noastre. Astăzi, la ora 11, vom avea o întâlnire cu cei 23 de lideri ai organizației județene și vom stabili responsabilitățile pentru fiecare. Prezent aici lângă mine, pe lângă doamna Marcela Tăbuș, pe care o găsiți de fiecare dată la sediu și care vă trimite materialele privind declarațiile mele politice, interpelările, întrebările și pe care o puteți contacta oricând în legătură cu vreo chestiune care vă interesează privind partidul nostru. Îl avem deci alături pe Trifan Bogdan. El este președintele organizației municipale HUJ și coordonator în zona limitrofă municipiului HUJ, domnia sa fiind și unul dintre cei doi consilieri locali ai PMP-ului în HUJ, al doilea fiind domnul Zlatan, prezent și domnia sa aici. De asemenea, secretarul general al organizației noastre, domnul Gangu Maricel, având și funcția de președinte al organizației municipale, un foarte bun organizator și care, datorită muncii prestate în decursul perioadei de un an de când lucrăm împreună, a putut accede la această foarte dificilă poziție de secretar general. Pentru că secretarul general trebuie să țină hârtiile în ordine, să aibă evidența membrilor de partid, să știe în orice moment dinamica organizațiilor locale. De asemenea, îmi face plăcere să-l prezint pe alt lider al organizației noastre, provine din Bârlad, Laurențiu Crețu, care are poziția de vicepreședinte și răspunde de resursele umane. Din punctul meu de vedere, o misiune foarte dificilă. Că ați văzut, am avut în două comune ale județului alegeri parțiale și i-am antrenat și aruncat în lupta pentru ocuparea postului de primar la Fruntișeni și la Oșești pe cei pe care i-am avut. Însă scorurile pe care le-au obținut nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre. Atâta pot oamenii. 6%, 4%, ceea ce nu-i nici onorabil, nici onorant și nici de dorit. Vom fi mai atenți pentru viitor, privind selectarea și mai ales plasarea oamenilor în competițiile electorale. Domnul Dragomir Remus, din Bârlad, el va coordona un segment mai delicat, așa, și cu implicații electorale foarte bune. M-a urmat în decursul activității politice din 14-15 ani și probabil că va fi ori consilier local, ori consilier județean data viitoare, pentru că eu știu să recompensez oamenii care muncesc. De asemenea, Andrei Stelică, care lucrează la biroul parlamentar la Negrești, este absolvent de drept și un foarte bun coleg, are în responsabilitate alături de Pavel Ionuț, președintele organizației municipale Orișenești Negrești, cele 6 comune din jurul Negreștiului și, în mod prioritar, comuna Băcești. Ca să știți, de Băcești răspunde Andrei Stelică. Domnul Zlatan, pe care vi l-am prezentat, va primi mandatul de consilier municipal la HUJ și sper să fie un om bun acolo, să inițieze proiecte și să susțină tot ce este proiect bun, constructiv pentru acest frumos oraș. Colegul meu de liceu, domnul învățător Dima Ion, din HUJ, de asemenea
și domnia sa, lucrează la biroul parlamentar de la Huș și este secretar executiv. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru câteva lucruri dumneavoastră celor din preză, care nu aveți nicio obligație față de Partidul Mișcarea Populară prin vreo înțelegere ocultă. Noi ne prezentăm așa cum suntem, dumneavoastră ne prezentați așa cum înțelegeți să ne prezentați. Nu o să observați la mine vreodată să mă supăr sau să am războaie cu vreun ziarist de la vreo publicație, cu excepția celor care, după cum știți, timp de 2 ani de zile, au înțeles să facă altceva decât presă vis-a-vis de mine. Și atunci va lămuri altcineva raporturile dintre noi. Oricum nu cedez la șantaj, ca să fie clar. Pentru că asupra mea s-a încercat manipulare, intimidare, țâcarea imaginei și șantaj. Și am acționat în instanță publicația respectivă, pe care nu am nimic cu angajații de acolo, însă cineva trebuie să dea socoteală. Eu înțeleg presa cu totul altfel și rostul ziaristului în cetate este cel de a spune adevărul, de a transmite adevărul, de a stigmatiza tot ce e rău, găunos, nepermis, necinstit, infracționat. De asemenea, intenționez, pentru că ne-am așezat după un an de interimat, așa a venit în organizație județene pe 22 octombrie să facem alegerile, să avem conferință de presă din două în două săptămâni. Următoarea conferință de presă va fi duminica viitoare la Bârlad și o vor susține domnul Crețu Laurențiu, care o și pregătește de altfel, împreună cu domnul Spiridon Ionel și cu domnul Dragomir Remu. Dacă voi fi și eu acolo, prin zonă, voi fi un om care va sta în bancă și voi participa la modul discret la conferința de presă pe care o țin colegii noștri și vor aborda probleme specifice PMP-ului în Bârlad și în zona înconjurătoare. Astăzi, ți înțelegi, următoarea conferință de presă o să o facem la Huș și o veți coordona voi cei din Huș. Abordăm câteva subiecte privind politica și ce se întâmplă la nivel național. În primul rând, eu nu mă sperii așa de măsurile radicale pe care guvernul de vreo săptămână le-a luat. E vorba de acea revoluție fiscală. Președintele Iohannis a numit-o țopăială fiscală, un termen absolut neinspirat și probabil că nici chiar adecvat. Pentru că am sesizat la biroul parlamentar de multă vreme, a Consiliului Județean de și mai multă vreme, că foarte mulți oameni când merg să-și depună dosarul de pensie au niște surprize colosale. 2 ani, 5 ani, 7 ani, dar mai mari surprize decât oricare om al muncii au avut cei din presă. Angajatorii lor nu le-au plătit impozite la stat. Și atunci s-au văzut, vă dau cazul Timonei de la Bârlad, după 12-14 ani de muncă, s-a văzut în situația ca ea să fie debutantă la frumoasa vârstă de aproape 50 de ani, cât am, ceea ce este alarmant, că nu rămânem niciunul tânăr. Toți și asupra tuturor timpul își pune pecetea. Cum vine treaba ca, asta ca un om care a lucrat pe șantier 12 ore pe zi, când să, la 62 de ani sau 65 de ani să meargă să-și depună dosarul de pensie, să constate că 7 ani, 9 ani, 10 ani angajatorul său, care nu-i stăpânul său, e angajatorul său, nu i-a plătit dările la stat. Ce face individul respectiv? Care n-a reușit să-și strângă o avere, că reușesc alții să strângă avere. Rămâne un om care ori nu primește pensie, ori ia o pensie de 6 milioane pe lună, ceea ce este prin această, repet, eu ca om din opoziție, nu am obtuzități ca să critic orice. Din punctul meu de vedere, am avut și la grupul parlamentar
această poziție la noi, la PNP, eu cred că măsura aceasta este bună. Deci, ca angajatul, atunci când primește drepturile financiare, din nu-i ia mână, prin cont se direcționează dările la șomaj, la casa de sănătate, încât omul, atunci când se îmbolnăvește, nu trebuia să se plătească asigurare pe vot. Și cei care se află în situația aceasta, mă refer la oamenii din județul Vaslui, să-și verifice cum stau. Dacă s-au angajat la o unitate de 20 de ani și din cei 20, 10 ani, nu mă refer la ziariști, că ei n-au nevoie de bani, ei trăiesc cu aia, nu? Și sper să audă și niște patroni de publicații care pur și simplu au nenorocit niște tineri. Ei au ținut 2, 3, 5 ani și până au spus că au făcut școală cu ei, școală, de fapt, de cobai, nu de... Când să le plătească dările la stat, n-au făcut-o. De asemenea, pe plan național este o vânzoleală foarte mare, dinspre ONG-uri, în primul rând, vis-a-vis de legile justiției. Am fost coleg cu Tudorel Toader, îl cunosc de la 22-23 de ani, când eram student, era foarte bun, eu eram la filozofie, domnia sa la drept, a excelat ca profesor universitar, ca membru al Curții Constituționale, 9 ani de zile, rector al universității, însă, ca ministru al justiției, îmi pare rău să spun că a lungit-o nepermis de mult. De acum sunt câteva luni de zile, de când seară de seară, ori el, ori Olguța Vasilescu la muncă, vin și îmbălsămează oameni cât de bine va fi luna viitoare. Dar nu o stabilită anul. Când? Vom vedea. Să știți că protestele de stradă au și ele, în afară de cele organizate și bine dirijate de statul paralel, ca să mă exprim așa, au rostul lor, pentru că e o supapă prin care oamenii își pot exprima nemulțumiri. Pe plan economic, deși toate statisticile par a demonstra că România are o creștere economică nemai întâlnită nicăieri în univers, în buzunarul românului nu se simte acest lucru și parcă bate vânt a pagubă. În continuare, în România se trăiește greu, dar oricum nu atât de greu ca acum 6 ani, 8 ani, 10 ani, pentru că s-au mai reașezat lucrurile, plecând foarte multă forță de muncă activă în străinătate, trebuie să recunoaștem realitatea, cei care au rămas și-au găsit și au vrut și-au găsit loc de muncă. Cine și-a imaginat acum 8 ani de zile că în România va fi criză de forță de muncă? Sunt meserii în construcții, în confecții, în agricultură, unde nu găsesc angajatorii oameni care se dorească. Și mai există un segment foarte derutat în perioada aceasta și foarte pronunțat, numeros în județul Vaslui, al acelor care s-au complăcut nici să moară, nici să trăiască. Cei care, exceptându-i pe cei bolnavi, infirmi, s-au scufundat în ajutorul social și nu vor să se ducă la muncă. Ați semnalat pe bună dreptate de foarte multe ori, voi, presa din județul Vaslui, dar și presa regională, că la bursa locurilor de muncă dai cu pușca și nu găsești. Primari foarte buni au trimis pe cei de la ajutorul social nu numai să bifeze pe carnetul de pe care îl iau ei, că își caută de muncă, ci chiar să-și găsească de muncă, însă n-au stat. Că e foarte dificil să te duci 8 ore, 9 ore, să mai faci și naveta la muncă. De aceea, cu riscul de a deveni cel mai nepopular om politic din județul Vaslui, le sugerez celor care sunt apți de muncă, care sunt zdrave, să se ducă la treabă și să nu mai dorească să fie în situația umilitoare de asistat social. S-a dus buhul despre județul Vaslui că ar fi un județ de asistat social. 50.000 de oameni sunt în categoria aceasta în județul Vaslui. Nu vi se pare că e cam mult? De asemenea, problemele tensionate de la protecția copilului,
2600 de copii aflați în plasament, fie în centre rezidențiale, fie la asistenți maternali. 2500 de angajați acolo. E un butoi cu pulbere, ca Balcanii, la protecția copilului. Am avut discuții personal cu ministra Muncii, cu domnul prim-ministru Tudose, am făcut declarații politică, interpelare și am văzut că săptămână de săptămână merge conducerea județului acolo, de la Consiliul Județean, împreună cu doi parlamentari de la PSD, care se iregează în salvatori ai protecției copilului. Nimeni nu salvează protecția copilului din județul Vaslui, ci e normal ca cei care sunt angajați acolo și au primit măriri de salarii să primească drepturile de unde? De la instituția care o patronează, Consiliul Județean. Dacă onor Consiliul Județean n-are prevăzute resursele financiare încât cei de acolo să-și primească drepturile, atunci cine trebuie să intervină? Guvernul României. Pentru ca Guvernul României să intervină, e necesar ca directorii de acolo, cei 72 de directori de la protecția copilului, să meargă săptămână de săptămână la București. E necesar ca președintele Consiliului Județean, și știu că a făcut-o, să meargă de 5 ori pe săptămână la București. Iar cei de la PSD să nu se mai burice, că nu dau nume, sunt doi deputați obscuri, că ei salvează protecția copilului. O salvează Guvernul României, pentru că trebuie salvată. Nimeni nu și-a dorit ca în județul Vaslui să fie atât de mult copii abandonați, datorită lipsii de educație, imaturității unor fete care fac copii, aduc pe copii pe lume la 14-15 ani, iată în fiecare săptămână la spital, la maternitate, în gări, la muzeu, pe scările bisericilor, sunt copii abandonați. Ce ar fi trebuit să facă protecția copilului dacă aude cu un descrierat de la Băcani sau din altă parte bagiocorește propriile fiice? Să-i lase acolo? Sau un tată bețiv și o mamă, mă rog, mai bețivă decât bărbatul ei, înfometează copiii? Ce ar trebui să facă protecția copilului? Trebuie să ia pe copiii din acel mediu nesănătos și să-i aducă la direcție. Cunosc bine această direcție. Nu toți cei de acolo sunt oameni de calitate și sper ca Dumnezeu să-l lumineze pe Buzatu, Dumitru, el oricum e iluminat, încât să cine muritor, să mai facă niște drenări acolo, încât anumiți oameni să meargă pe șantier, că e mai bine pe șantier. Aud că sunt copii luați în plasament și abuzați de cei care, în ghilimele, le sunt părinți, și lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple în județul Vaslui. Vezi cazul de la Munteni de anul trecut, pe care l-ați menționat, și multe altele. O să adâncesc această problemă marți dimineață, când voi susține o declarație politică cu următorul titlu: PSD, mama DGASP. Și voi spune acolo ceea ce trebuie să spun despre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Să înțelegi, mama aceasta este puțin perversă, și-a abandonat copiii la scivă și cu apucături mai mult de bordel decât de mamă. Vă dai amănunte, să fiți pe aproape. Mergem mai departe. Sub aspect politic, Partidul Mișcarea Populară nu își umflă fizicul. Este un partid de 5-6%. Și în județul Vaslui, probabil puțin mai sus. Deci aici suntem noi. De aceea cer colegilor care au intrat în forul de conducere al organizației județene, ții la Huș, Voul la Negrești, lui Spiridon, care s-a îmbolnăvit dimineața, acum sper să-și revină, să vă apucați de treabă, în mod serios.
Avem organizații în orașe, municipii și în 41 de comune din cele 81. Atât am putut să facem într-un an de zile. Cu organizații de tineret, de femei, de seniori, de maturi. Cum scrie la statut. Și mai mult nu s-a putut. Pentru că emisiunea voastră, televiziunile voastre, care s-au străduit să rămână în picioare. Și eu vă văd și pe voi, Carmen Dorn, vă văd și pe voi în picioare. Dom'le, ca să reziste o televiziune în Vaslui și în Vârlar, e lucru mare, pentru că altele care sunt popoțenaseră cu titluri sonore și cu rezonanțe ministeriale, au capotat înainte de vreme. Dacă vreți să dau și denumiri, pot să o fac. Dar cred că știți care erau, nu? E numai încăpea lumea. Spărgeau televizorul cu el. Voi ați rămas și tu la Vârlar și el aici. Atâta cât poate Partidul Mișcarea Populară este alături de voi, pentru că voi sunteți cureaua de transmisie dintre noi și populația județului. Și mă adresez acum celor de la orașe, municipii și mai ales de la comune. Cei care considerați că Partidul Mișcarea Populară este pe dimensiunea sufletului dumneavoastră, vă reprezintă, veniți și vă înscrieți la noi. La PSD se calcă precum talcum le rusești unul pe altul, că sunt prea mulți. La PNL este un carnagiu de dimineață până seara. Conducerea de seara nu mai este valabilă dimineața. ALDE, mă rog, e zguduit și el de probleme interne. USR-ul e în expansiune în județul Vaslui. Are doi oameni cu rucsac acum. Și aici e o problemă, că populația județului Vaslui a dat 11% USR-ului. Fără să știi cine sunt aceia. Ei se mândresc cei de la USR, unii dintre ei, nu toți, că fac parte din categoria celor care se bâșbuiesc să mângâie pe buzunarul din spate. La PNP nu avem nevoie de apucături de acest gen. Ne par ortodoxi, catolici, neoprotestanții, oamenii care au familii formate din bărbați și femei, că am înțeles că nu mai e la modă să trăiești cu o soție, cu o femeie. Să poate și altfel. Mozambit, Trifan, eu știu cât te gândești la prostii. Deci Partidul Mișcarea Populară este pentru familia tradițională. În curând o să avem un referendum. N-avea țara cum să mai cheltuiască câteva milioane. Mergând înspre problemele de la bază. Vine iarna. Nu mai este un secret pentru nimeni că iarna ia autoritățile prin surprindere în România. Fie că vine în decembrie, fie că vine în ianuarie. Și anul acesta, la nivel național, nu s-au terminat licitațiile privind intervențiile pe timp de iarnă. De zăpezire, chestii de acest gen. Am înțeles că la Consiliul Județean s-au rezolvat lucrurile, am răspuns ani de zile aici sunt firme bune în județul Vaslui, în primul rând LTP-ul, Viacons, Transmir, care au exersat și au făcut treabă foarte bună, cu excepția a momentelor când n-au făcut treabă bună, în timpul iernii. De asemenea, am trecut dimineață prin piață de la Negrești, am trecut prin piață pe la Vaslui, fac des lucrul acesta. S-au scumpit toate. Cei care treceți și pe la PECO, sesizați și mai acut treaba aceasta. Dar cel mai alarmant este că s-au scumpit îngrozitor lemnele de foc. Te spune, dom'le, astea sunt subiecte de conferință de presă. Da, astea sunt subiecte pentru conferința de presă. Jumătate, trei sferturi din populația județului se încălzește iarna și unii și primăvara și toamna cu lemne din păduri, lemne de foc, care au ajuns la 3 milioane jumate și mai bine metru cub. Ceea ce, cum să spun, care nu mor de foame iarna aceasta, mor de frig. Și nu vreau să fie cinică sau constatatoare chestiunea aceasta. Am vorbit cu domnul deputat Tăbugan Ioan, fost director al Rom Silva, deputat de la PMP, și săptămâna aceasta vă vom aduce la Comisia de Mediu, unde sunt vicepreședinte, pe doamna Doina Pană și pe Gavriela Grațiela Gavrilescu de la Mediu.
și le vom zgudui foarte puternic, pentru că am făcut-o și în septembrie și le-am cerut să intervină în așa fel încât exporturile, o perioadă, un an de zile, doi ani de zile, să fie stopate, exporturile de lemne de foc și să coboare prețul și să fie lemne de... Atunci când o marfă e rară, raritatea mărfii, determină scumpirea ei. Ori nu poți să lași jumătate din țară să dârdeie de frig pentru că cei care sunt la meteo anunță un fel de apocalipsă în iarna aceasta. Dacă sunt două săptămâni la rând temperaturi de până la sau sub minus 15 grade, școli, majoritatea la sat, încălzesc cu lemn și așa mai departe. Raporturile noastre cu prefectura ale Partidului Mișcarea Populară sunt cât se poate de bune. Eu l-am susținut, îl apreciez pe tânărul prefect al județului Vaslui. Sigur, îl apreciez până cade. Eu, când un om cade, nu l-am mai apreciez. Cel care este la prefectură este slujbaș, nominalizat, independent, se înțelege, pus de cineva. Și cred că cei doi, Mircea Gologan și cu Popica Eduard, care a fost angajat al Consiliului Județean, sunt buni. Sunt foarte buni. Să vegheze ca în timpul iernii să nu fie probleme și smurdul, salvarea să ajungă la timp. În rest, cu problemele deconcentratelor, e foarte clar. Să facă ce știu ei mai bine și ce i-a învățat președintele PSD-ului. Ca nu cumva să fie în județul Vaslui vreun om care să fie director și să nu fie de la PSD. Că se întâmplă rău, tare de tot. Deci tot să fie de la PSD. Și adjuncții. Niciun conducător să nu fie de la alt partid. Acesta e partidul care conduce în județul Vaslui. Că dacă îl votează populația 60-70%, înseamnă fie că noi nu suntem buni din nimic. Că există și varianta aceasta. Cei de la ALDE se bat, cei de la PNL se omoară, noi deocamdată nici nu ne-am bătut, nici nu ne-am omorât. Dar dacă lumea nu ne votează, problema e la noi. Înseamnă că sunt mai buni cei de la PSD. Și să-i voteze 100 de ani. Și vii și morți. Mai ales morții să-i voteze. Cu Consiliul Județean suntem, ar fi absolut absurd ca eu acum, după ce am lucrat 12 ani cu cei de la PSD în Consiliul Județean, să mă apuc să o fac pe deșteptul. Le cunosc și virtuțile, puține, și limitele, multe și mari. Și ei le cunosc pe ale mele. Însă, clar, ei sunt acolo, noi nu avem reprezentant în Consiliul Județean, nu eram eu la PMP, PMP-ul a obținut 4,6% la locale. Deci nu avem reprezentant în Consiliul Județean. Dar data viitoare, 1, 2, 3, 5 de aici, cât vom fi capabil, vor fi în Consiliul Județean. Am vorbit despre protecția copilului, unde este nu o bombă cu ceas, ci o bombă bine aranjată sub aspect logistic și care nu va exploda niciodată. Și vă și spun de ce. Pentru că toată conducerea, de la sindicat, la ultimul portar, că și portare sunt conducători acolo, sunt de la PSD. Nu cred că ai să-l auzi pe Armeanu mărind ceva vreodată. Acestea au fost datele pe care am vrut să vi le prezint. Nu o să îi rog pe colegii mei să intervină cu nimic. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Și ne-am încadrat în 30 de minute.